Stimați telespectatori, în primul rând, în aceste zile am dorit să vă urăm un sincer la mulți ani și în al doilea rând am dorit să vă spunem că v-am pregătit un program adecvat. Da, bună ziua. Acum? Da, bună ziua. Ce doriți? De la voi, a? Ai, că v-am cunoscut. Da. Domnul Fetecău, a? Da, eu. De la radio, vă știu, v-am văzut și la radio, v-am văzut de da, multe. Da, eu mulțumesc. Ce dați-mi un autograf, vă rog frumos. Haideți, da, am un pic, dar n-am pe ce să vă dau autograf. Na, stai că am eu. Uite, dați-mi aici pe pușoriciul ăsta. E de aici. Este original ăsta, ia porcul. Eu porcul? Da. Nu, cum să-l tai de acest prost? Dar ce-ați făcut, domnule? Nu, e tocmai acum, domnule, când mi-a venit ideea asta. Da. Ce idee mi-a venit? Ce? Stai atent, domnule. M-am gândit toată vara la ea. E așa, domnule, lumea e proastă. Înțelegi, matale, cumpără porc, îl îngrașă și, pe urmă, după un an îl taie, domnule. Îl taie. De ce să-l taie? Cât să ia el într-un an? Cam cât? Cam 100 de chile, nu? Eu nu-l tai. Îl las. Dacă îl las 5 ani, de cât să face? Zi-mă ta, de 500 de chile, domne. Dacă îl las 7, să face de 700, să face. Dacă îl las 10 ani, fii atent, să face cât un hipopotam, vă spun, îl tai cu drujba, îl tai. Vă invit peste 10 ani, tot grupul, să veniți la mine la masă, o tonă de carne am. E, lumea e toată e proastă, nu înțelegi? Nu, am, eu am înțeles, dar șoriciul l-ați cumpărat. Nu. Stai, că și altă e. E tot de la porcul meu, șoriciul, știi? Cum așa? Păi dacă nu l-am tăiat, v-am zis, dar am găsit un veterinar, mă înțelegi, Matale, care știe ce face, domnule, și i-a dat în cap, face grefă de șorici. Cu ce, domnule? Cu laserul. Îi decupează așa o șoricii după spate, nițel, nici nu simte, mă înțelegi? Și toată lumea e fericită, mă înțelegi? Vorba aia, ai și tu șorici pe masă, rămâne și porcul în casă, ducând o viață frumoasă, cu toți împreună. Peste 10 ani, vă spun, o tonă de carne, vă invit pe toți, vă gândiți, mă, acum ați tăiat porcii, ce să vă fac, dar la anul nu-i mai tăiat, ține-ți, domne! Sănătate, mulțumim! Să trăiți! Da. Paulică, reluăm. În al doilea rând, voiam să vă spun, stimați telespectatori, că v-am pregătit un program care sperăm să vă facă plăcere în aceste... Televiziunea, nu? Televiziunea asta, Antena 1, da. Mereu aproape. Ia veniți mai aproape. Domne, eu urmăresc reclamele. Îmi place foarte mult. Și v-am întrebat, o rugăminte, vă rog frumos, nu știți unde să vinde porcul ăsta din reclamă? Care porc? Ăsta, porcul cum se cade. Din ce reclamă? Asta... Aveți reclama aia, dumneavoastră. Calitate la un preț, cum se cade. Și pac? Apare porcul ăla ieftinul cu prețul cum se cade, să luăm și noi. Că ăștia sunt scumpi, sunt, costă mult, vă spun, nu te atingi de ei. V-am înțeles, e vorba de reclamă la un detergent. Apare porcul, dar e desen animal, nu e realitate. Nu e. Nu e. Știți, noi ne-am gândit că o fi vreun magazin de ăsta, de vinde porci la second hand, știți? E mai purtat, dar... Merge. Nu, v-am spus. Omul de foame mănâncă, domne. Nu, e desen animal, nu e realitate. O, bine, dar... ne scuzați încă o dată. Și... Da. Întreabă de Vasile. Vă începună. Vasile ăsta unde-l găsim? Care Vasile, domnule? E tot așa, e în reclame. Ha? Ce reclamă, domnule? Cu piftiile. N-avem nicio reclamă cu piftiile, domnule. Au avem, domnule, am văzut-o noi, ce Dumnezeu, vecinii aia doi așa. Care stau pe balcon și vorbesc. Vorbește peste blocurile alea noi, ha? Nu știți? Nu. Cum zice, Vasile, nu mergem să vedem ce-ți mai fac piftiile. Nu, domnule, Vasile cu bujiile. Bujii, piftii? Da, știi cum e vorba aia, nu contează imaginea, urmează-s foamea. Dă foame, mănânci, na. Știi să... muzică aveți? Avem și muzică, da. Dar aici cu formații? Dăm și formații în zilele astea, dăm tot. Sarmalele și cumva? Nu, n-avem sarmale. N-avem, era bune. Dar măcar aia nouă cu holograf. Așa. Care, domnule? Cu purcel. Cu un purcel, cu astea, ha? Nu, n-are nicio melodie holografă cu purcelul, domnule. Are. Și e bună că-i dă sezonul omul care n-are porc să asculte o melodie de... N-are, domnule, holograf cu purcelul, n-are. Are, domnule, nu vă spune, așa este. Te-am luat un purcel, te-am luat un purcel. Mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea. La mulți ani, la mulți ani. Am și eu problemă, vă rog frumos. Da. Domnul reporter, exact asta e problema mea. Care, domnule, cu purcelul? Nu, cu inima. Ce problemă aveți, domnule? Domnul reporter, trebuie să mă ajutați. Poate știți adresa lui Moș Crăciun. Nu, domnule, nu știm adresa lui Moș Crăciun. Dar ce vreți, să vă mai aducă ceva? Nu, vreau să-mi ia. Ce? Ce mi-a adus? Nu înțeleg. Pe scurt. Domnul reporter, sunt la vârsta la care neapărat trebuie să-mi fac o familie. Da. Mai am puțin și... și a scris lui Moș Crăciun să-mi trimită și mie o fată cu minte, gospodină, simplă, cu frica lui Dumnezeu, domnule. I-a trimis și model. Să citească camera puțin. Da. Da, nu sunt așa. Așa și? Și uitați ce mi-a trimis.
Vino, vino aici, vino aici. A, dânsa este, da? Da, da, stai. Am găsit-o din... Am găsit-o dimineață sub brad, cred că n-a încăput în ghet. Asta e. Da. Și... Acum a comparat și judecat. Da. Domne, să vină Moș Crăciun și să o ia înapoi. Ce să fac cu ea? M-a spart cu mâncarea, domnule. Domnule, domnule, dar nu mai stau mâncare, vă gândiți. Asta aici televiziunea. Nu, deci nu, dar mai la mâncare lumea asta se gândește. Domnule, de sărbători, dar se poate. Da, domnule, puțină hrană spirituală, așa, pentru popor. Nu m-a ta crezi că ai crize. Stați, domnule, nu mai pune oameni. Domnule, lăsați teoriile. Dumneavoastră, ce doriți, domnule? Domnule, am văzut că e televiziunea aici, așa, și noi să... Debutăm și noi. Noi suntem menestrei. Da, sunteți cu chitară. Da. Dar la naș ce ați pățit, domnule? Domnule, de la Colinde. Adică? Păi am fost cu Colindu, dar nu ne primește lume. Ne trântește ușa, nas. Domnule, dacă vreți să debutați, măcar ați mai participat la vreun festival? Da, da, am participat la festivalul Om Bun. Și cum vă numiți, domnule? Păi nu v-am spus Omul Bun. A, duo Om Bun. Nu, numai eu sunt Omul Bun. Eu sunt Pomul Copt. A, deci duo Omul Bun și Pomul Copt. Da. Și aveți un câte de sezon? Da, domnule, avem un colind pentru acest popor frustrat alimentar. Da, avem, deci, un colind total asezonat. Filmează-i, Paulică, Omul Bun și Pomul Copt. Cine-i șmecher cu noroc, da hai, măi, dorule, hai. De Crăciun mănâncă porta, hai, măi, dorule, hai. Cine-i harnic și muncește, hai, măi, dorule, hai. Să se uită și poftește, hai, măi, dorule, hai. Și dă la margine de drum și roară pe Moș Crăciun. Moș Crăciun cântă-și aici, să ne aduci niște șorici. Hai când și eu sunt sărac, da, hai, măi, dorule, hai. Nu mai am nimic în sac, da, hai, măi, dorule, hai. Că și eu lucram la sac, da, hai, măi, dorule, hai. Dar am ne-a lichidat, da, hai, măi, dorule, hai. Și stau la margine de drum, Omul Bun și Moș Crăciun. Nici el n-are nici un alt.